Salutare și bine v-am găsit. Sper să mă auziți de drujba vecinului, că taie lemne. Aseară, fiind chiar aseară, adică pe 15 octombrie, zic, hai să facem și noi un test la instalația asta, la termică, că mai schimbasem niște calorifere, mai nu știu ce, și am aprins focul, toate bune și frumoase, a ajuns la temperatura de vreo 70-80 de grade și pur și simplu a urcat și apa nu mai pleca, nu pleca din centrală, din cazan. Și ce o avea, făcea circuit, pompa mergea bineînțeles și făcea circuit simplu din cazan și până aici, la vana de amestec, la bypass și înapoi. Atât ajungea, nimic mai departe. Bineînțeles, a intrat protecția de siguranță cu serpentina de răcire, că cazanul a ajuns la 100 de grade, s-a răcit, am stins focul, ne-am afumat, ne-am zăpăcit și astăzi, de dimineață, cu instalația rece, ce să-i facem, că trebuia să facem ceva aici la vana asta, să o schimbăm cu un teu normal, că numai probleme a făcut. Așa că am zis, decât să mai tăiem țev, să schimbăm cu un teu, i-am dat jos termostatul. Aici are un capac. Un capac de plastic, un O-ring, o garnitură stil O-ring. I-am golit, bineînțeles, întâi toată centrala pe la robinetul de golire, cu robineții ăștia închiși să nu mai curgă apa și din calorifere. Și am scos capacul și i-am scos tovarășul termostat, acesta fiind. L-am scos și am lăsat acolo înăuntru ca un teu, vană liberă. Și am rezolvat problema. Vana asta de amestec avea rolul să nu lase returul să se întoarcă, apa de pe retur, să nu se întoarcă mai rece de 62 de grade. La 62 de grade trebuia el să deschidă, dar canci nu mai mergea, nu mai deschidea deloc. L-am băgat în apă să vedem când deschide și la 100 de grade, adică când fierbe apa, el abia atunci deschidea. De anul trecut mi-a făcut probleme, tot deschidea pe la 85, ajungea apa 90. Și din moment ce deschidea prima oară, nu mai făcea figuri. Dar acum n-am mai vrut deloc să deschide și am zis, decât să-i punem un teu normal, hai să-i scoatem termostatul de acolo și îi punem capacul la loc. Pentru că am, cum v-am spus, eu un capac cu un O-ring și cu o siguranță. Și am observat numai îmbunătățiri din punctul ăsta de vedere. Adică mie, începând, că așa am setat eu pompa acum, începând de la 35 de grade îmi pleacă pompa și apa caldă se duce imediat pe traseu, se încălzesc și turul și returul așa frumos treptat. Ia, când încă eu un cazan mai aveam, cum era acum, de exemplu, sunt 50 de grade, caloriferele erau reci, deci de la 60 de grade caloriferele erau reci, pentru că tovarășul ăsta închidea și eu pierdeam o groază de căldură. Eu acum încă focul e stins de o oră și încă mai am caloriferele calde în casă, fără termostatul ăsta. Deci n-aveam nimic împotriva lui, dar s-a stricat și nu bubuia cazanul, deoarece intra automat răcirea cu serpentina de răcire, dar nu pleca apa deloc în instalație. Așa că i-am scos termostatul și văd că am numai beneficii. Deci câtă căldură pierdeam eu, că de la 60 de grade mie nu mai încircula apa spre casă și era să răceau imediat caloriferele. Deci la jumătate de oră, după ce ajungea la 60 de grade, pac, caloriferele se răceau. Acum încă au și ele 50 de grade caloriferele, că s-au încălzit treptat și se răcesc iarăși treptat cu apa din cazan. Și uite, așa am pățit cu vana de amestec, cu termostatul din vana de amestec. Eu acum sunt mulțumit că nu mai am probleme și am mai multă căldură, nene. Ține mai mult. Să încălzești și mai repede caloriferele, adică
și se răcesc și mai greu. Că plimbă apa până la 30 de grade, când degeaba o plimb vorba aia, atunci le-am pus să oprească. Deci nu mai pierd căldura care stătea în cazan, în apă. Aici, pentru că termostatul ăsta era la 60 de grade, ok, am înțeles, dar dacă s-a stricat, ce să-i mai pun un teu gol, mai bine l-am scos de acolo și cu asta, basta. Am reumplut cazanul cu apă, am aerisit, bineînțeles, aerisește pe la aerisitorul automat și cu asta, basta. Voi ce mai faceți? Ați făcut focul? Eu nu aveam de gând să fac focul, dar zic, ia haide să-i dau un test, că mai știi, zic, ce s-a întâmplat. Și uite ce s-a întâmplat. De-aia e bine să o probezi mai devreme. Pentru că nu știi ce se întâmplă. Dacă probam prin noiembrie, zicem așa, odată într-un frig și vedeam că nu funcționează deloc, dai seama, stai pe frig, scoți apa și tot așa, iar faci, dregi. Da. În fine, eu vă mulțumesc pentru vizionare, sănătate și toate cele bune.